Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Cătălina Biholar sunt și începe acum o nouă ediție specială. Deși ne apropiem de iarnă, din punctul meu de vedere ne bucurăm încă de o toamnă lungă și mi-am propus, ca alături de invitata mea din studioul Intermedia de astăzi, să numărăm bobocii, numărăm recolta de anul acesta, vedem cât de bine stăm și ne facem planuri pentru anul viitor, culmea și offline, în lumea fizică, dar și online. Claudia Elena Gogu, director al Direcției pentru Agricultura Județului Suceava, este alături de mine în studioul Intermedia. Mă bucur că ai venit și că ai acceptat cu modestia care te caracterizează și cu discreția care te caracterizează invitația mea. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Am considerat că trebuia să vin înapoi pentru că ne-ați susținut foarte mult în acest proiect. Preferam să nu mai apar. De aici pentru am spus eu de discreție și de modestie, pentru că deși e directorul unei instituții importante în județul Suceava, un județ care încă, din fericire, mai are o componentă agricolă, Claudia preferă să se remarce prin ceea ce face, nu prin propria persoană? Da. Proiectul nostru cu piața volantă și poziționarea pieței în curtea Direcției Agricole a fost gândit pentru a face instituția mai vizibilă și nu directorul, că nu... Instituția și... Colectivul. Colectivul și producătorii. Și aș vrea să vorbim despre această piață volantă care funcționează în fața Direcției Agricole Suceava de mai bine de 2 luni. De pe 4 sau 5 septembrie. Da, 11-12 ediții. Cred că sâmbătă va fi a 12 sau a 13 ediții. În fiecare sâmbătă, între 9 și 13 aproximativ, dar de fapt e până la epuizarea mărfii, pentru că se adresează micilor producători sau producătorilor care au trecut de filtrele pe care, da, și sunt foarte stricte, pe care voi le-ați impus, și ca acești producători să se întâlnească cu clienți, cererea. Da, să se întâlnească cererea cu oferta, ceea ce înseamnă, până la urmă, esența comerțului, și să se lege deja niște relații. Eu fiind, nu știu, cred că la 2-3 ediții nu am participat în calitate de client și tot s-au creat niște relații cu o parte dintre comercianți. Ce a fost în spatele ideii de piață volantă, care are și un nume foarte frumos? Ce a fost în spatele ideii de piața volantă? Am mai spus, cu riscul de a mă repeta, a existat nevoia producătorilor locali de a găsi piața de desfacere și zic eu că a existat și nevoia consumatorului. Eu fiind consumator, ca și tine, ca și sucevenii care poate se uită la noi, am spus, noi, cei care lucrăm la direcție sau în zona agricolă, mai cunoaștem pe cei care fac produse de calitate și care nu ajung pe rafturile magazinelor și atunci trebuie să apelez la tot felul de tertipuri ca să identifici alimente de bună calitate și cât mai naturale. Și atunci am spus, haideți să-i aducem în piață, haideți să-i facem vizibili. Și mai mult decât atât, haideți să încurajăm și să dăm posibilitatea și altora să-și dezvolte activități de genul acesta, pentru că, iarăși, mă repet, am mai spus-o, se poate trăi destul de... Din agricultură. Din agricultură și din mici afaceri locale, business-uri din zona agroalimentară. Eu cu surprindere am constatat că participă la piața volantă din Drag de Bucovina, nu se cheamă, da, de la persoane foarte tinere care și-au, care au, nu știu, solarii de mici dimensiuni și produse de foarte bună calitate. Și nu o să vedeți acele cele mai aspectoase produse, că nu alea sunt cele mai gustoase, ci cele care au gust și aromă, până la persoane pe care le știam de prin alte târguri, care și-au mai promovat în timp afacerile pe care le au. Care sunt criteriile de acces la un astfel de eveniment?
În primul rând, ca dincolo de criteriul de spațiu, care e foarte limitat și trebuie să reduceți numărul participanților la, nu știu, 10, 12, 14 participanți. Au fost și mai mulți, au fost undeva 16, 18, au fost zile când și vremea ne-a permis și au, mă rog, a fost și produse de sezon. Mă gândesc, de exemplu, la căpșuni, care acum nu mai sunt. Criterii. Pentru a putea organiza piața, și o spun în ideea în care mai aud și alții și o să revenim la subiect, poate mai preia și alte primării ideea aceasta, o spun cu toată deschiderea, ca să putem organiza piața avem nevoie de avize de funcționare. În fiecare sâmbătă ne-am asigurat că avem avizele de la Direcția de Sănătate Publică și de la Direcția de Sanitar Veterinară. Dacă la sănătate publică e strict responsabilitatea noastră, însemnând modul de organizare în condiții de pandemie, asigurare de acces la toaletă, apă și chestiuni de genul acesta, cele referitoare la Direcția Sanitară Veterinară presupune verificarea fiecărui producător, procesator, da? Dacă are autorizație sanitară veterinară. Deci cei pe care îi vedeți în piață cu produse procesate sunt în fiecare săptămână verificați și de către Direcția Sanitară Veterinară. Pentru ceilalți, dacă sunt simpli producători, ei verificăm noi dacă au carne de producător sau dacă sunt, mă rog, mai sunt situații în care sunt autorizați ca PFA, mă rog, formă juridică, dar au produsele lor. N-am permis în piață comercianții alții decât procesatori. Da? Dacă procesează, mă rog, poate intra acolo. Dar să cumpăr de aici și să vând în piață, sub nicio formă. E loc pentru toată lumea. Am încercat să fim cât se poate de stricți. Am verificat nu numai hârtiile, pentru că nu hârtiile întotdeauna sunt girantul calității și realității. Cu mare majoritatea dintre producători lucrăm de ani de zile și cunoaștem și știm. Pe alții avem la ajutoare de minimis în sere și solarii și atunci oricum i-am văzut, știm că au exploatația agricolă, că au solarii, că iar acum, acolo unde, mă rog, mai sunt suspiciuni sau nu neapărat. Chiar săptămâna asta am vrut să văd, pentru că nu, eu nu ajunsesem, au ajuns colegii mei, am vrut să văd fabricuța de la Poiana Ștampei și chiar am mers și am văzut cu plăcere. Produse extraordinare, foarte gustoase. Da, o exploatație agricolă relativ mică, medie să zic. Sunt 20 de capete de bovine, din care cred că 12-15 sunt vaci de lapte și toată producția este procesată într-o secție de prelucrare extrem de frumoasă și micuță. Astea sunt afacerile pe care mi le doresc sau ni le dorim noi să le creștem. Cei mari procesatori mari au posibilitatea să ajungă la alți consultanți privați, poate altfel. Și pe alte rafturi de magazine. Și pe alte rafturi de magazine. De ce e prohibitiv accesul în magazine? În magazinele mari. Pentru că în magazine de cartier am mai văzut produse care provin chiar de la procesatori sau chiar de la furnizori pe care i-am regăsit și în piața volantă. De ce e prohibitiv? Cătălina, avem cantități mici. Nu avem posibilitatea să asigurăm calitatea și cantitatea pe care o solicită supermarketul. Și atunci, continuitatea, probabil. Și continuitatea și ritmicitatea și toate cerințele supermarketului. De ce fugim de asociere atunci? Asta e o poveste... Care pleacă din anii comunismului, probabil. Da și nu. Da, o să spun... Așa. Da și nu. E totuși problemă de mentalitate. În general, la nivel național, stăm destul de deficitar la capitolul asociere, dar comparativ cu alte județe, acum să știi că avem destul de multe cooperative și grupuri de producători. Tocmai pentru că
zona Bucovinei a fost mai puțin colectivizată. Nu a fost colectivizată și n-a fost, traumatizată, ca să zic așa. Da? Da. Deci, comparativ cu județele limitrofe, și eu spun așa... Botoșani, de exemplu. La Botoșani, anul acesta s-au făcut primele două grupuri de producători în toamna acestui an. Ori noi la Suceava avem 11 grupuri de producători. Asta așa, ca un exemplu minor. Neamțul nu știu să aibă un grup de producători. Apropo de asta, Iași, am făcut anul ăsta un grup. Am făcut noi, că ei nu știau. Să nu se supere, dar i-am ajutat. Nu, a fost, exact, a fost o colaborare interjudețeană. Da, a fost în regulă. I-am ajutat și pe cei de la Botoșani și Bacău, la fel, un grup de producători. Noi aveam 11. Multe în zona pomicolă Fălticeni. Pe structuri ale cooperativelor. De asta, poate că de asta și găsim mere de Fălticeni în supermarket. Da, pentru că zona pomicolă Fălticeni s-a dezvoltat frumos. Sunt mulți tineri acolo. Mulți tineri cu exploatații frumoase și au înțeles la un moment dat că împreună nu pot singuri și sunt destul de multe cooperative acolo și pe structura acestora s-au constituit grupuri de producători și împreună, de maniera aceasta, au accesat fonduri și s-au dezvoltat frumos. Zona pomicolo Fălticeni, ok, e loc și de mai mult, dar e un exemplu de bune practici la capitolul asociere. Revenind puțin la Piața Volantă, am înțeles cine participă acolo, am înțeles și am văzut cine a participat și cine a fost client, cu siguranță s-a întors. Înțelegem că sunt mici producători și din lipsă de marfă până la urmă, din lipsă de forță, din lipsă de putere, nu pot intra în marile magazine și asta este o soluție sezonieră mai degrabă, nu? Că, așa. În ceea ce privește procesatorii, există un mit sau e realitate? Și nu vorbesc doar de cei prezenți aici, da? Ai să înțelegi, da, că mă refer la întreaga țară, până la urmă. Suntem o țară în care exportă materie primă și importă produs finit. Ce ne descurajează să producem noi produsul gata de consum? Sunt excepții cei care participă și la piața de sâmbătă, care vin cu panificație, care vin cu produse apicole, care vin cu produse din cămară, de băcănie. Dacă e să mă refer tot la cei mici, la cei sau mă rog, de genul acestora pe care noi avem în Piața Volantă, ce îi împiedică, din păcate, aș spune, lipsa informării și lipsa desfacerii. E un cerc vicios, așa, ca să, din punctul meu de vedere, nici informația nu ajunge la ei așa cum ar trebui. Pe partea cealaltă, chiar dacă ajunge informația, primul gând este, bun, ok, încep nu să fac... Nu e de mine. Nu neapărat, ce fac după ce produc? Unde mă duc? Supermarketul nu-mi dă drumul, nu mă pot duce... Poate nu toți au, nu știu, experiența băcăniei sau... Și atunci ăsta a fost motivul pentru care am inițiat acest program, acest proiect, să mergem către ei, să vadă că se poate. Că este cerere pentru produsele lor. Că este cerere, că ăsta este trendul, că fiecare dintre noi căutăm acum să mâncăm ceva mai natural și mai sănătos. Și există o oportunitate destul de însemnată. Am mai spus-o. Au venit foarte mulți în perioada pandemiei din afară și unii dintre ei și-au găsit o activitate de nișă în zona asta. Vorbim... Să dăm exemple. Dăm exemple? Ok, dăm exemple. Am avut în piață un tânăr din Berchișești care a venit din Franța și s-a apucat de legumicultură. Recunoștea și el, n-avea cele mai wow, cele mai spectaculoase legume, dar era perseverent și am spus că merită să-l încurajăm, pentru că era un diasporan venit acasă și am vrut să-i întindem o mână și să-i arătăm că se poate să facă legumicultură și în România, numai în Franța. Nu mai vorbesc de tinerii din Gălănești cu nemaipomenitele lor căpșuni, pentru că ei sunt veniți de ceva mai mult timp, foști căpșunari în Germania și actual patroni și proprietari de exploatație foarte frumoasă în România. Vorbim de băcănia lui Bunelu, acolo e tot povestea unui diasporean care a venit și a investit foarte frumos în țară.
Nici nu mai știu ce să zic, care mai sunt. Mai, cred că mai sunt exemple de genul acesta. Cam... Care a fost experiența lor de până acum cu piața volantă? Și din punct de vedere al percepției clienților față de produsele cu care vin, mă refer aici la prețuri, e un mit, produsele naturale, produsele realizate, crescute, mai sănătos, sunt mai scumpe, atât de scumpe încât nu te poți apropia de ele, sau nu e un mit, și cât de tare le convine din punct de vedere financiar să vină sâmbătă de sâmbătă, să stea câteva ore acum, spre sfârșit de toamnă, în frig chiar, real, pentru a-și face cunoscute produsele și a câștiga cinstit niște bani. Dacă e să discutăm din punctul de vedere al producătorilor, se pare că a fost, acum, iarăși, lipsit de modestie. A fost binevenită inițiativa noastră, ca să nu spun mai mult. Avem procesatori care produc peste săptămână și toată marfa o aduc sâmbătă la Suceava, venind, cred că, peste 120 de kilometri de la Poiana Ștampeina. Foarte încântați, pentru că în zona Dornelor toată lumea face cașcaval, cu desfacerea mai complicată acolo, și au preferat să-și găsească piața de desfacere la Suceava. Era problemă când lipseau cei cu brânzeturile din piață, toată lumea căuta. E o mână întinsă către dânsii, dar pe partea cealaltă, dacă ar fi să discutăm și despre consumatori, trebuie să ne asumăm niște lipsuri, pentru că pe paginile de socializare au circulat comentarii de tot felul, și pro și contra. Ne asumăm. Nu avem cele mai excepționale condiții. Nu... E o parcare, până la urmă. E o parcare, e o piață volantă. Oamenii n-au perceput sau n-au înțeles diferența dintre o piață normală și o piață volantă. O piață volantă nu are tarabe, nu are... Da, e o piață volantă. Poate avea tarabe și are, dar în alte țări. Ia. La noi nu are. La noi nu are. În parcare, la Direcția Agricolă, nu are. Singurul lucru pe care, cel puțin deocamdată, ne-l putem permite noi, probabil că în primăvară o să avem niște corturi și atunci să uniformizăm un pic, să-i dăm un pic de altfel de ținută. Dar tarabe deja e prea mult spus. Ni s-a reproșat că nu e foarte civilizat, că, mă rog, dar plusurile sunt în alt fel obținute. Iar plusurile au venit din... Cătălina, știi cum e? Iarăși, lipsi de modestie. Am mers în piață și am oprit oamenii și i-am întrebat pur și simplu pe oameni pe care nu-i cunosc sau care îi vedeam venind cu sacoșele din împarcare la metro. Și întrebam, de unde sunteți? De ce ați venit? M-am întâlnit într-o zi o mașină cu doamne de la Ipotești. Erau foarte încântate, spuneau că au venit în mod curent și că preferă să vină să ia din piața noastră. Zic, dar de ce nu din piața centrală? La momentul ăla mi-au spus că sunt mai ieftine la noi decât în piață. Nu știu, eu n-am stat. Adică n-am luat pulsul neapărat al prețurilor să compar piața mare, piața mică cu piața volantă. Nu știu la prețuri. Dar, uite, a mai fost o posibilitate de colaborare, ei între ei. Pentru că sunt legumicultori care au fost cooptați de cei care fac zacuscă și dulceață și au spus, vreau, uite, hai să... Networking, îi spunem noi. Da, win-win. În mediul corporatist. Da. Și au preluat unul de la altul comenzile. Inițial, când am început piața, am chemat alături și pe cei din Horeca. Speram să... Mă rog, să fie o mai bună colaborare. Nu știu, poate că... Poate din păstrat legăturile și iau direct de la exploatații. Acum, știi cum... Un restaurant din Suceava cunosc sigur, care cumpără de la producători locali materie primă, cel puțin când e sezon, legume, fructe... Exact. Poate că a fost un pic cam târziu momentul în care am demarat piața. Poate că dacă am fi venit și din primăvară, dar o să încercăm, adică nu o să încercăm, o să deschidem anul viitor, să fim sănătoși. Probabil că relațiile cu Horeca s-ar fi legat altfel. În momentul în care am deschis, așa cum spui, au venit restaurante pe care le-am anunțat
Și surprinzător au venit și altele pe care, la care nu ajunsesem, n-am anunțat, dar după aia am auzit în piață, uite, a venit un restaurant din Șcheia, de exemplu, și mă rog, s-au legat cumva niște relații, dar n-am stat să, cum să zic, să fac o statistică dacă chiar funcționează cât cu poate că ar trebui. Poate că ar trebui, da, da, uite, da. Acum discutând cu tine, îmi dau seama urmare, că da. Pentru că în primăvară, atunci când apar, deși acum sunt solarii și sunt condiții, avem trufandale și pe timpul iernii, din fericire, să existe totuși o trasabilitate a produselor. Și să vedem o statistică, impactul proiectului, da. Pentru că proiectul este unul de succes și pentru că iarna ne bate la ușă, aici am afișat de unde vor putea fi cumpărate produse proaspete de producător, produse naturale, care au trecut prin aceleași filtre pe care le aveți și pentru Piața Volantă, deja, dar mai ales în perioada în care piața va fi suspendată pe durata iernii. E site-ul Piața Volantă dajsuceava.ro, de la Direcția Agricolă Suceava, și site-ul acesta are și el o poveste pe care noi am relatat-o la un moment dat, chiar și într-o emisiune realizată la Universitatea Ștefan cel Mare, dar poate că e bine să o spunem din nou pentru cei care nu au aflat-o. Da, am contactat o doamnă profesor de la Facultatea de Inginerie a Calculatoarelor, îmi scapă denumirea exactă, în orice caz de la informatică la Suceava, doamna profesor Turcu, care mi-a explicat cam ce idei, ce idei năstruștii ce am eu, și mi-a zis, ok, dar sunt niște grupuri de Facebook care, de unde să cumpărăm produse locale și nu văd nevoia. Și am spus că nevoia vine din faptul că de pe grupurile respective eu nu cumpăr, pentru că nu știm sursa, nu au autorizații, nu au nimic, și atunci am niște reticențe acolo. Și am spus că eu vreau să, mă rog, noi ne dorim un site unde să-i certificăm, să-i verificăm, dar repet, verificat la sursă și văzut în condiții, în ce condiții sunt produse respectivele produse. Și atunci doamna profesor a inițiat cu studenții dumneaei acest proiect. Au fost două echipe. Echipa formată din Mihai Silitra și colega lui, îmi scapă acum, Victoria. Și nu știu mai cum îi spune. Da? A fost echipa care a avem pe acolo, când e trecut echipa, au câștigat. Am selectat aplicația dânșilor. La momentul acesta, din păcate, suntem puțin blocați, pentru că studenții au terminat facultatea, sunt la master, deja lucrează, iar activitatea aceasta a fost una voluntară și, ca orice voluntariat, e lăsat pe locul 2. În condițiile în care primează până la urmă câștigul existenței de zi cu zi. Blocată, neblocată, aplicația, site-ul funcționează și am făcut o simulare, vrem să suntem cumpărători, nu? Okay. Nu vrem să vindem nimic, nu. Vrem să cumpărăm și ajungem în secțiunea de produse care pot fi sortate după categorii, după popularitate, adică după notele primite de la alte persoane. Ca o enumerație, așa, sunt brânzeturi, lactate, miere, cereale, legume, fructe, pește, carne, murături și produse de casă. Evident, aici pot fi văzute și tarifele și informații despre produse. Uite, lactatele de la zona Dornelor sunt și aici. Miere și produse apicole, alte brânzeturi, tincturi. Suc natural. Altă dată când am accesat site-ul, am găsit inclusiv căței și pisici. Poate nu. Ba da, erau căței și căței de rasă, da. De la canisă. Trebuie să vedem. Trebuie, da. Ți-am dat o informație pe care nu știai. Da, așa, iar dacă sunteți vânzători,
Este o secțiune specială unde vă puteți înscrie tocmai pentru triajul acela, pentru verificare. Da? Uh-huh. Intră doar persoane pe bază de o parolă pe care și nu se înregistrează. O parolă pe care o furnizăm noi după ce verificăm documentația. Produse certificate, consultații gratuite și livrări la domiciliu mai nou. Avem aici și câteva informații statistice. Uite, produse speciale. Ce spunem? Ței și pisici. Da, de asta îmi scapă. N-am știut că avem și dintre ăștia. Da, o să întreb colegul. Apropo de asistență și de sprijin, aș vrea să trecem la o altă secțiune, la o secțiune dedicată chiar Direcției Agricole ca instituție, pentru că și noi am primit la redacție tot felul de întrebări de la chiar producători și știu că v-ați și întâlnit la momentul acela. Ce face un producător dacă are, nu știu, surplus de marfă și nu îl poate vinde? Poate cere sprijin în Direcției Agricole să gățească o piață de desfacere? Poate că oficial nu, dar sunt sigură că neoficial da. Sunteți foarte deschiși. Nu e în fișa postului. Și asta poate că e deosebit la voi, la echipa voastră. Măi, da și nu. Uite, acum dau din casă. Am avut examen în vara asta și una dintre întrebări a fost ce-ți dorești mai mult dincolo de postul ăsta. Și m-am încuiat un pic pentru că chiar nu mă gândisem la așa o întrebare. Examenul de fixare pe postul de director. De director, exact. O chestie de management. Și m-am gândit mai mult de atâta. Probabil că complexitatea ar fi venit dintr-o cameră agricolă, care e, să nu se supere colegii mei dacă mă aud, marea majoritate dintre noi, da, spunem, nu ne dorim camera agricolă. Dar acum, văzând problematica, îți dai seama că la un moment dat probabil că asta este soluția. Exceptând faptul că noi suntem angajați la stat și ne convine mai mult așa, psihologic, e mai confortabil să fii angajat la stat decât să fii într-o entitate privată. Da. Probabil că acolo și-ar găsi mai mult, cum să zic, ar fi mai ajutați și mai sprijiniți, inclusiv pe partea de relații comerciale. Dar dacă mă întreb... Dar nu-i refuzați. Nu știu să fi refuzat pe cineva să vină să vă ceară consultanță, asistență. Consultanța intră în fișa noastră. Găsirea de piețe de desfacere... Mai puțin. Aș putea să spun că mai puțin, dar am făcut asta în 2018, tocmai ca o nevoie de a-i susține pe cei care aveau proiecte. Deci chiar dacă fișa postului nu-ți spune explicit, am încercat să-i sprijinim și acolo. Nu, o facem acolo unde putem. Dar stabilim relații între ei, între ei, între cooperative, între... deci găsim soluții. I-am ajutat la momentul 2018 să intre într-un supermarket. Deci chit că nu era în fișa postului, nu. Asta vis-a-vis de comercializare. Pe partea de consultanță avem clar atribuții și o facem, tocmai spuneam că am venit de la o întâlnire în care am dat consultanță din toată sfera noastră de activitate. Avem aici o măsură de finanțare, măsura 4.2 pentru investiții în procesarea și marketingul produselor pomicule. Există fonduri în valoare de 20,5 milioane de euro pentru procesarea produselor din sectorul pomicol. Asta ar fi un singur exemplu de posibilități de finanțare și spunea Claudia Gogu că în zona pomicolă Fălticeni lucrurile funcționează foarte bine, cu siguranță și ca urmare a accesării de fonduri pe care le-au făcut producătorii de acolo. Da, să știi că județul nostru a fost, spun, un județ fruntaș în
în programările precedente la depunerea de proiecte, un pic acum... Pe zona agricolă. Pe zona agricolă, da. Și fondurile de PFADR întotdeauna au avut o foarte bună absorpție, în general vorbind de la nivel național, iar cele din zona agricolă a județului Suceava, în programările precedente, la fel. Acum, un pic, ei sunt în partea de implementare a proiectelor. Puțin partea de aplicare a mai scăzut. Nu putem spune că eu mai aveam așa o absorpție foarte bună ca în anii precedenți. Sunt măsuri extrem de căutate, cele de pe non-agricol, în care trendul a rămas extrem de, mă rog, crescător. La capitolul 4.2a, ai pus tu acolo, da? Am avut doar 3 proiecte, din ce îmi spun colegii de la AFIR. Sunt măsuri grele. Sunt măsuri grele pe care noi nu lucrăm. Și, mă rog, noi ne-am axat pe, în general, pe măsura... Sunt măsuri grele și bani mulți. Măsuri grele, bani mulți și sunt complexe. Adică partea de consultanță e extrem de complexă, iar noi nu ne-am axat pe astfel de măsuri. Am încercat să-i sprijinim mai mult pe măsurile mici, 6.3 și 6.1. 6.3 sprijin pentru fermele de semisubsistență și 6.1 tineri fermieri. Acolo întotdeauna a fost căutare și acum au fost bine accesate. Dar 4.2, 4.1 sunt măsuri mari unde, și sunt măsuri cu cofinanțare, unde grantul pleacă de la 50-50. Și atunci trebuie să ai... Nu sunt atât de atractive, da. Trebuie să ai deja afacerea. Trebuie să ai afacere și să-ți permiți să investești. Să retehnologizezi sau pentru alte tipuri de investiții. Dar pentru tineri fermieri, care o iau de la zero, practic, ce îi atrage către domeniul agricol? Nu știu, vine din familie, provin din familii care au avut aplicare către domeniul acesta, au lucrat în străinătate în domeniul agricol, cum spuneai că sunt câteva exemple de bună practică chiar la noi în județ. Da, instalarea tinerilor fermieri nu înseamnă pornit de la zero, din păcate. Instalarea tinerilor fermieri presupune să ai o exploatație agricolă de o anumită dimensiune și nu e chiar foarte mică, e destul de așa, consistentă, ca să zic așa. Trebuie să aibă cel puțin 12.000 de ESO-uri, însemnând standard output. Există niște coeficienți pe fiecare specie de animal sau cultură, înmulțit cu numărul de capete sau suprafața, și se stabilește dimensiunea economică. Deci peste 12.000 de ESO-uri, și doar dacă ai dimensiunea aceasta economică poți aplica pentru instalarea tânărului fermier. Anul acesta sumele alocate au fost extrem de generoase, dar și quantumul, pentru că în prima programare au fost 25.000 de euro pentru instalarea tânărilor fermieri, după care s-a ajuns la 40.000. Anul acesta au fost până la 70.000. Și cofinanțare? Zero. Zero. Da? Anul acesta sprijinul a putut să ajungă până la între 40 și 70 de mii de lei, euro, pardon, în două tranșe. E sumă forfetară și fără niciun fel de cofinanțare. Contribuție din partea fermierilor. Nu. Foarte atractiv din punctul ăsta de vedere. Foarte atractiv, și mă întrebai ce îi atrage. Profilul, să zicem. Da. Ce îi atrage, fie au avut exploatația părinților pe care au preluat-o, fie că au preluat două, trei exploatații. Limita de vârstă? 41 neîmpliniți. Da? 41 neîmpliniți. Să nu fi avut o exploatație agricolă înregistrată la APIA și o formă juridică în domeniul agricol mai veche de 24 de luni. Dacă făceau procesare și aveau peste 30.000 de ESO-uri, puteau să ajungă la 70.000 de euro. Iar dacă aveau peste 30.000 de ESO-uri, puteau să... Pardon, dacă aveau peste 12.000 de ESO-uri și făceau procesare, puteau să ajungă la 60.000. Nu știu dacă am fost foarte clară. Toate informațiile astea se găsesc pe site-ul Direcției Agricole, la secțiunea cred că noutăți. Aici la noutăți. Exact.
Aș vrea să mai, pentru că ai precizat ceva referitor la site, aș vrea să fac niște, să punctez niște aspecte. Pe site-ul direcției am încercat să fim cât se poate de transparenți, să regăsească fiecare care are, mă rog, care are nevoie, informațiile ușor. Ușor. Deci și un motor de căutare aici. Și, și cereri, și documente, și tot ce e nevoie, de așa manieră încât să nu trebuiască să facă drumul de la Ulma, de la Protina până la Suceava, ca să capete o informație. Inclusiv ghiduri de finanțare, ghidul solicitantului pe diverse măsuri, de exemplu sub măsura 4.2, este care vorbim de sau celelalte. Ele sunt preluate și către instituții partenere. Exact, ele sunt preluate de la colegii noștri de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, colegii care se ocupă de primirea proiectelor. Ai dus pe punctul gastronomic local. Aici aș vrea să ne oprim pe aceste 4-5 frumoase proiecte care nu știu dacă au succes în zona noastră. Punctul gastronomic local e un Cătălina, proiect... Cătălina, avem atât de multe lucruri. E un proiect care ar putea să exploateze, nu știu, frumoasele și gustoasele rețete pe care le fac gospodinele noastre, într-un cadru organizat și reglementat. Înainte de a fi director, am activat în zona asta și atunci nu mi-e total necunoscută și m-a interesat întotdeauna zona de gastronomie. Dimineața am întrebat colegii la DSV, pentru că ei sunt cei care dau autorizația sanitar-veterinară pentru funcționarea punctelor gastronomice locale, și îmi spuneau că la nivelul județului sunt, cred că, 8 sau doar. Promițător. Se putea mai bine. E primul an, totuși. Nu. Nu? Nu. De când există legislație specială? Nu, legislația este veche. În 2019 s-au mai adus niște îmbunătățiri și s-a mai dat voie așa la câte una, la câte alta. Nu, legislația este ceva mai veche, numai că nu vreau să-i supăr pe colegii mei de la DSV, dar nu e vorba de colegii din Suceava, e vorba de legislația națională. De legislația națională, care a fost în general, cei de la DSV au fost puțin mai reticenți în a pune în aplicare povestea asta cu punctele gastronomice locale. Povestea a plecat de la, mă rog, acum răposatul, Dumnezeu să-l odihnească, Ivan Pațaichin, care și-a dorit neapărat în zona Dunării, Deltei Dunării, să implementeze povestea și a funcționat și sunt în regulă. Noi la Suceava, din ce am întrebat astăzi colegii, deci avem totuși puține, pentru că, așa cum spui și tu, specificul județului ar fi putut să ne ofere mai mult. De la vânat, la pește, la... La orice. Plăcinte, la... La orice. Da? Da, vorbim de, uite, gashouse-urile nemțești, că practic astea sunt punctele gastronomice locale, da? Unități de alimentație publică, dar ca să explicăm totuși, da? Deci sunt unități de alimentație publică la nivel de gospodărie țărănească, în care materia primă provine majoritar din cadrul fermei familiei, dar nu numai, adică dacă am o vacă cu lapte, pot să iau ouăle de la vecina și mierea de albin de la cumătra de peste dar drum. Dar nu din supermarket. Nu din supermarket, materie primă locală. De sezon, evident. Sau murături, nu știu, da, depinde. Mai mult sau mai puțin de sezon, dar cu specific local, da? Și în care pot servi doar membrii familiei, adică nu avem personal angajat. E o modalitate de a obține niște venituri pentru persoanele care sunt stabilite în mediul rural. E un alt mod de a... E clar, o afacere de familie. O afacere de familie care îi ajută pe cei care doresc să mai câștige un venit suplimentar și din o altă activitate decât din cea agricolă. Așa, și aceste puncte gastronomice locale, înțeleg că sunt prea puține. Eu, din punctul meu de vedere, da, aș spune că la Suceava ar putea mai multe din multe puncte de vedere. Are potențial. Da, are potențial și pe
PGL-uri, pe punctele gastronomice locale și pe tradiționale. Produsele montane și pe rețetele consacrate, pe toate are și potențial. Și pe mai multe, multe. Eu am o problemă cu rețetele culinare care... Hai să vedem de produsele montane. Avem produse montane înregistrate? Avem 66 de produse montane. Uite, aici stă mai bine. Da, stă mai bine și știi de ce stă mai bine. Avem produse montane bune, sunt certificate, dar au fost impulsionați de faptul că au primit punctaj suplimentar la proiectele depuse prin AFIR, dacă aveau produs montan, produs montan asociat. Certificat. Și atunci s-au mobilizat un pic altfel. Ce înseamnă să ai un produs montan certificat? Dă-ne și câteva exemple de astfel de produse montane. Deci produsul montan certificat sunt produsele obținute în zona montană, din materie primă obținută în zona montană. Dacă ne referim la, nu știu, legume, fructe, sunt legumele și fructele, mă rog, care sunt în zona montană obținute. Acolo e simplu. Fructe de pădure. Fructe de pădure, dulcețurile obținute, nu știu, din afine, din zacusca de hribi, da, e produs montan. Dacă e vorba de produsele procesate, sunt produsele obținute, prelucrarea trebuie să fie în zona montană, din materie primă, la fel. Poți fi brânzeturi, de exemplu, da? Da, dar acolo se urmărește ca substanța uscată din alimentația animalelor trebuie să fie în proporție de peste 60% din zona montană. Uh-huh. Adică îi dau mai mult fân decât silos de porumb. Asta ca să... Să fie un exemplu foarte clar. Să da. Fie foarte clar, da. Deci, bun, sunt niște condiții foarte clare de îndeplinit. Ele pot fi, din nou, verificate, pot fi găsite inclusiv pe site-ul vostru și putem să aflăm exact ce pași trebuie să obțină un produs, să parcurgă un produs ca să pe site-ul obțină... nostru, da, Cătălina, pe site-ul nostru sunt doar listate. Uh-huh. Dar uite acum, pentru că ești cu laptopul în față, o să spun un lucru care poate că nu e cunoscut foarte tuturor. Există o aplicație. Ce avem noi acolo e partea de consultanță, uh-huh, Cătălina, și modalitatea în care se obține procedura de obținere a produsului montan. Din păcate, zic eu, pentru mine, pentru noi, ca și direcție, începând cu februarie 2019, certificarea produsului montan a trecut la Agenția Zonei Montane de la Vatra Dornei. Colegii noștri se ocupă, dar asta nu înseamnă că noi nu ne implicăm în continuare să oferim consultanță. Ca și înainte, da. Mai mult producătorii care i-am avut în piață i-am consiliat încât să își completeze eticheta cu logo-ul de produs montan acolo unde a fost cazul și produs tradițional că urmează. Dar pentru acum o să-ți spun ceva ce probabil că nu multă lume știe. Există o aplicație care se numește CEPAC și care e pe site-ul AFIR-ului, a colegilor noștri, și care centralizează la nivel național toate produsele certificate pe toate schemele de calitate, atât naționale cât și europene, pe site-ul CEPAC, pe aplicația. Și găsim acolo și tradiționale, și montane, nu? O listă întreagă de produse. Sunt produsele pe județe, putem face acolo o selecție, dacă e vorba de produs din lapte, dacă e pe legume, fructe, dacă e pe pește, dacă e pe nu știu mai ce, acolo, da? Le găsiți la nivel național și puteți selecta Suceava și vedeți acolo centralizat cu fiecare în felul lui. Noi ce avem pe site, avem partea efectiv de consultanță. Catalog, da, apare acolo. Pe AFIR, da. Da, și acolo aveți și produsele pe scheme europene de certificare. Din păcate, noi, Suceava, stăm prost la capitolul ăsta. La schemele de calitate europene. La schemele de calitate europene. Da, aici se poate scana codul QR și se descarcă direct aplicația. Exact, și verificați în momentul în care aveți în față o etichetă în care, deci pe catalogul care apare produselor alimentare certificate. Și aici apare pe hartă, apar producătorii din toate zonele. Da, acolo unde ai lista produse, listă produse, dacă dai listă produse, nu așa, ai
nu știu, de județ. După județe, facem și o simulare, ca să venim și cu ceva practic pentru... Da, și avem produsele de la Baciu care sunt tradiționale. Care sunt certificate. Da. Așa, și... cașcaval, păstrăv... Avem 66 pe produs montan, 19 pe tradițional, 12 pe rețetă consacrată, dacă mi-amintesc eu bine. Ce înseamnă o rețetă consacrată? Rețeta consacrată sunt produsele alimentare care respectă, sunt produse după stasurile dinainte de 1975. Asta e anul adică de referință. Parizerul ăla. Parizerul, ăla cu gust bun. Ăla care îl știm noi, parizer. Da? Deci alea sunt rețete consacrate. Pe data de 26 noiembrie am stabilit o întâlnire cu galurile la nivelul județului Suceava. Grupurile de acțiune locale. Da, grupurile de acțiune locale și cu producătorii interesați. Aș îmi doresc să animăm puțin teritoriu și așa, de așa manieră încât să vedem cum destelelim un pic povestea cu DOPIGP, pentru că dacă ne lăudam la capitolul cooperative și grupuri de producători noi versus celelalte județe, aici, de exemplu, Botoșani stă mai bine decât noi, ei au 5 produse certificate pe scheme de calitate europene, iar Suceava n-are nimic. O să debifez toate astea și o să rămână doar produsele care au dobândit protecție astea, da? La nivel european? Da, da. Și o să vedem că într-adevăr nu este niciunul, iar la vecinii noștri din Botoșani cred că au 5. Apar, da, ca așa al de Săveni, evident. Da. Da. Apar aceste 5 produse. Și au un lucru usturoiul de copălău. Copălău. Iar noi, Bucovina, nu avem nimic, ceea ce nu e foarte onorabil pentru noi. Am avut discuții cu zona de munte al județului pe partea de păstrăv afumat. Am avut discuții cu domnul Baciu, care ar putea să-și certifice câteva produse pe scheme de calitate europene, dar totul a rămas așa la nivel de discuție și, mă rog, și procedura este extrem de complicată. Dar și merită? Valorează cumva aceste certificări? Da, discutam cu o doamnă care s-a ocupat de avizarea salamului de Sibiu, de exemplu, da, pe scheme de calitate europene și spunea că în primul an le-au crescut cifra de afaceri cu 10%. Dacă știi să și comunici aceste lucruri, din cum de a apărea pe etichetă, nu? Poate că și o promovare prin intermediul vostru, prin intermediul nostru, până la urmă, că toți tragem la aceeași căruță să promovăm produse sănătoase, produse certificate, produse cu rețete consacrate și așa. Cătălina, mai departe. Da, numai că noi vorbim de niște scheme de calitate de care poate nu toată lumea știe. Avem în plan o prelungire, aș spune, a proiectului cu Piața Volantă, aceea de educarea consumatorului. Proiect care, din punctul meu de vedere, are două componente, una teoretică și una practică. Am discutat deja cu cei din piață și nu numai. Partea teoretică deja au realizat-o colegii mei și constă în materiale adresate școlilor care sunt interesate. Am inițiat o primă discuție cu domnul Bocanci la inspectoratul școlar, dar sunt foarte ocupați acum cu examenele pentru director. Da. Așa, am spus că le voi furniza materialele către școlile interesate, în care vom explica ce înseamnă produs montan, produs tradițional. Deci toate aceste prezentări vor fi la nivelul copiilor, să înțeleagă, să le explice și părinților eventual acasă. Hai să ne certificăm, nu? Nu știu dacă hai să ne certificăm, hai să căutăm eticheta. Da, până la urmă e vorba când de cumpărăm. Da, e vorba de educarea consumatorului. Dacă găsesc logo-ul ăla, să știu exact de ce îl regăsesc pe etichetă și ce stă în spatele lui. Produse de calitate, de exemplu, la produsele tradiționale sunt produse
obținute din materie primă națională, românească, fără aditiv și fără conservanți. Da? După aia avem produsele ecologice. Acolo iarăși să fac niște confuzii. Sunt niște criterii foarte stricte la ecologic. Există organisme de certificare și inspecție, organisme care sunt girate de către Ministerul Agriculturii și care efectuează niște controle extrem de riguroase la nivelul agenților economici și a producătorilor, astfel încât produs ecologic să fie produs ecologic. Dar pentru asta ar trebui să știm când regăsim respectivul logo pe etichetă. Foarte important, uite, cu ocazia asta poate că află mai mult și o să pice serverele câte multe persoane o să-și descarce aplicația de pe site-ul Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Site-ul e în subordinea AFIR și poate fi descărcat foarte ușor căutând cepac.afir.info și sunt aici cele două simboluri, două coduri QR pentru descărcarea din cele două sisteme de operare, Apple și Google Play. O să-mi descarc și eu aplicația, sunt foarte curioasă cum funcționează și să găsesc lista de produse după județe, după proveniență, produs montan, după certificări, harta producătură, foarte interesant. Poate că, vezi, aflu foarte multe lucruri de la o întâlnire cu tine și căutând să mănânci mai sănătos și să trăiești mai, nu știu, mai organizat din punctul ăsta de vedere al alimentației, se întâlnește din nou cererea cu oferta și ajungem de unde am plecat, că ne vedem sâmbătă la Piața Volantă, nu? Sigur că da, vă așteptăm pe toți cu drag. Sâmbătă la Piața Volantă, câți producători crezi că vor participa? Cred că și 15 am anunțat către Direcția Sanitară Veterinară. 15 producători? Dar n-am spus esențialul. Spune-le. Da, deci proiectul a fost preluat de către Primăria Vadul Moldovei, pentru că, dincolo de cei pe care îi știam, duminică a fost prima ediție a unei piețe volante organizate în fața primăriei din la Vadul Moldovei. Am mers și am văzut foarte frumos. A fost replicat proiectul în rural deja. A fost replicat în rural și am fost foarte încântată și cu această ocazie chiar țin să invit și alți primari care doresc să dezvolte proiectul și vă spun de ce. Pentru că am fost surprinsă să găsesc acolo trei producători care ar fi putut fi aduși în piața noastră și de care nu știam. Deci noi nu avem personal în teritoriu și atunci ne este mai ușor să colaborăm de maniera aceasta. Primarii să-i descopere ei și atunci să comunicăm, să colaborăm. I-am chemat deja în piață, unul dintre ei va fi elementul de noutate în piața de sâmbătă. Sâmbătă va fi la noi, duminică va fi probabil că din nou la el, la ei în comună. E un tânăr inginer agronom care a accesat un proiect de 42.000 de euro și are sucuri din fructe și dulcețuri, caise, prune și nu mai rețin, dar într-un mod extrem de inovativ, aș spune eu, fără etichetă pe borcan, pentru că... Ca să se vadă produsul. Nu, protejăm mediul și facem economie la hârtie. Un proiect similar va fi replicat la Cornul Lungii din inițiativa... O piață volantă. Din inițiativa unui producător de-al nostru, care vine mereu la noi în piață, a spus că are locație împotrivită și vrea să facă o piață volantă la el în comună, în Cornul Lungii. Deci se poate și prag de iarnă. Iar pentru ceilalți există din nou platforma despre care am tot vorbit. O mai arăt o dată, să văd dacă reușesc. Poate că voi reuși. Nu mai reușesc să arăt platforma. E piața volantă daj.suceava.ro. Acolo sunt înscriși deja comercianți cu produse certificate și care pot ajunge la ușa clientului pe bază de comandă. 15 producători sâmbătă la piața volantă din fața Direcției Agricole a județului Suceava în cartierul Opcini și eu rămân la opinia mea că ar trebui să ajungeți în centru, poate că ne aude cineva care să lase producătorii să vină cu produse în centrul orașului, așa cum se întâmplă în Viena, în Praga, în toate orașele mai mici sau mai mari din Germania, în Grecia și pe unde nu se întâmplă, în Belgia, piețe de tipul acesta. Mi-aș dori să văd producători cu produse de calitate în sufletul orașului,
nu la tarabe în piața convențională, pentru că acolo sunt alte produse, alți producători, alte... Este loc pentru toată lumea. Exact. Există loc și pentru diversitate. Claudia, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp în primul rând. Mulțumesc și eu că pentru invitație. Ți-ai călcat pe inimă și ai venit la noi. Da, pentru Claudia, munca și activitatea ei ar trebui să vorbească în locul său, dacă toată e nevoie, pentru că, uite, aflăm și despre aplicația CEPAC. Da, face parte din riscurile meseriei. Nu mi-am dorit să fiu vizibilă la modul ăsta, dar probabil că nu se putea altfel să faci vizibilă piața fără să apari. Da. Asta e. Și instituția și activitatea ei fără să vorbești despre ele, că nici noi nu le putem visa noaptea. Mulțumesc și felicitări mulțumesc pentru tot ce mult. Ai făcut și succes! Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru susținere, pentru oricând. Promovare și consumatorilor pentru faptul că au avut încredere în noi și au venit către producătorii noștri. De asemenea, mulțumim și producătorilor, pentru că unii chiar fac eforturi. Moldova, Sulița, Poiana, Ștampe, e departe. Vin de la distanțe mari, Brodina, da. Vin la distanțe foarte mari să aducă produse proaspete în piața. Dar probabil că merită, mă gândesc că merită. Mă gândesc dacă că au, da, nu? Dacă au venit săptămână de săptămână, înseamnă că a fost de bun augur. Sperăm să continuăm din primăvară, imediat ce timpul ne permite, dar până atunci vă invităm pe platformă, acolo o să regăsiți, sperăm, din ce în ce mai multe produse. Și diversitate mai mare, că de calitate vă ocupați voi. Da, avem o colaborare de care am povestit, inclusiv cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuțiului, și sperăm ca și produsele mănăstirești să fie, să regăsească foarte interesant. Și pe site-ul nostru. E o colaborare de ambele părți, dânșii ne sprijină, pentru că l-auzeam pe domnul președinte spunând că colaborarea cu biserica, noi am reușit să facem un protocol de colaborare înainte. Colaborarea cu biserica a făcut în direcția agricolă. Felicitări încă o dată și îți mulțumesc pentru prezență. Claudia Elena Gogu, directorul direcției pentru agricultura județului Suceava, a fost invitata mea la ediție specială. Sper că v-au fost de folos informațiile și că deja sunteți cu telefoanele în mână să scanați, să vă descărcați aplicația CEPAC pentru a vedea care sunt producătorii atestați pentru tot felul de tipuri de produse din județul Suceava, din județele țării, și că ați vizitat deja piața volantă dajsuceava.ro, site-ul de unde vă puteți cumpăra produse de la producătorii locali care sunt deja în văzul tuturor de când e deschisă piața volantă la direcția agricolă. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Toate cele bune! Mulțumesc.